Sirus, dragilor, ce faci de mica unire? 24 ianuarie. Ești junioara, e senioara, este în spate și urci în Păltiniș. În Sibiu ploua, era nasol, nu știam dacă să plecăm sau nu. De fapt am vrut să mergem la Voineasa, am zis că într-o zi trebuie să ajungem până acolo. Dar din cauza vremii și a ceții, am hotărât să venim la Păltiniș. La Arena Plato nici măcar nu se putea intra, deci era coadă de intrare de vreo 10-15 mașini. Și atunci am venit la Pârtia Veche, Pârtia Uncești. Ce-i nasol că stăm cu fundul pe baltă, pentru că este zăpadă, se adună și din păcate până sus suntem aproape uzi, dar pârtia este ok. Este cam udă zăpada, dar pârtia este ok. Ce-i fain că nu e lume, de dimineață a fost cam nasoală, am înțeles, la niște amici, dar acum o băgat atracu și o mai îndreptat un pic de nivelările. O băgat la atracu de două ori în sus, de două ori în jos și gata. Dar măcar suntem la aer, nu? Ia spune domnișoara Maia. Stați fix. Domnișoara Maia. O impresie? E frumos. E frumos. Schiuri noi, echipament de schi nou, nu? Da. Cum vă simțiți cu noile schiuri? Bine, a întâia. Sunt 0 grade. Zăpada este foarte udă. Suntem lioarcă. Ne ninge și ne udă. Dar măcar nu este lume. Face o comparație între pârtia din Oncești și pârtia de la Arena Platoș. La Arena Platoș e mai amenajat, mai organizat, mai civilizat cumva. Dar aici scaunul e ok, nu am stat la coadă deloc. Nasol un pic cu biletele, bilete de hârtie, se udă ca dracu. Dar na, prețul e de 10 lei de persoană, indiferent de vârstă, urcarea. Tu sunt toți 15 lei. Abonamentul este pe jumate de zi 65 de lei până la 2 sau până la 6, de la 2 la 6, 65 de lei și toată ziua e 90 de lei. Neapărat o cafea la barul de deasupra la telescaun. Super, super elegant și drăguț locul. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, lăsați un comentariu și stați aproape, că vin filmuri faine. Doamne ajută! Pa!